Jurnalele RTT. Știri la fix. Tineri acuzați că l-au bătut pe Dumitru Neculai într-un pasaj din Brașov rămân în arest. Cei doi agresori au cerut astăzi instanței Tribunalului Brașov ridicarea măsurii arestării preventive, însă judecătorul de caz le-a respins cererea. Unul dintre tineri este recidivist. În urmă cu 2 ani a fost condamnat pentru viol, dar pentru că era minor, s-a luat măsura educativă de supraveghere timp de 6 luni. De ce l-ai bătut pe bărbat? Ce ai avut cu el? Ce o să le spune judecătorilor azi? De ce l-a mergi? Ce v-a făcut? N-ai văzut că m-ai mișcat atunci când ai dat cu piciorul în el? Pardon. Îmi pare rău. Cei doi tineri au fost prezentați astăzi instanței după ce au cerut să fie eliberați din arest. Potrivit declarațiilor pe care le-au făcut, bătăușii locuiau cu chirie într-o casă din Brașov și nu-l cunoșteau pe bătrân. Amândoi însă au recunoscut că în seara atacului consumaseră alcool. Cei doi erau sub influența băuturilor alcoolice, au ieșit într-un club din zonă. Amândoi au declarat că erau sub influența băuturilor alcoolice, s-a consemnat acest lucru și prin procesul verbal. Au fost de acord cu recoltarea probelor biologice care au relevat consumul de alcool în ziua respectivă. Bătrânul este încă în stare de șoc și are memoria afectată. Nici chiar atunci când polițiștii i-au arătat imaginile surprinse de camerele de supraveghere în noaptea atacului, Dumitru Neculai nu și-a putut aminti nimic. Ar vrea însă ca nimeni să nu mai treacă prin așa ceva. Vrea, asta a fost expresia lui, temerea lui, e alții să nu pățească la fel. Asta a fost singurele cuvinte legate de agresori. Eu am explicat că trebuie trași la răspundere penală, a fost de acord cu acest lucru și temerea lui ca alții să nu pățească la fel. A văzut imaginile, a rămas șocat, înmurmurit, i-au dat lacrimile, nu credea că cineva poate să-i facă atâta rău. Avocatul bătrânului spune că acesta a mai fost bătut în toamna anului trecut, însă, pentru că nu avea documente, polițiștii nu l-au putut cita pentru a depune plângere penală. Dată fiind ferocitatea atacului de sâmbătă, procurorii ar putea schimba încadrarea faptei din lovituri și alte violențe și tulburarea liniștii și ordinii publice în tentativă de omor. Este forfotă mare în piețe. Brașovenii se pregătesc pentru masa de Paște. Domnii bat piața de la un capăt la altul în căutarea celor mai arătoase produse la un preț convenabil. Marfa este din belșug și, cum tradiția costă, cumpărătorii sunt pregătiți să lase și câteva sute de lei. Primul pe listă este mielul. Ce vreți să faceți miel? Friptură. Și o să cumpărați o cantitate mai mare sau o cărcasă? Nu, mai puțin, că mănânc doar singur. Și prețurile țin cu cumpărătorii. Carnea de miel, care se vindea săptămâna trecută cu 28 de lei kilogramul, se dă acum cu 20 și chiar cu 19 lei. A mers un pic, că toată lumea cumpără acum de Paște. Să aibă un gust, da, în casă de miel. Cumpără și... Câți ați cumpărat? Eu 15 astăzi și mai am acum 3. Aici. Și cum cumpără? Cumpără și bucățele, și sfert, și un cap, și... jumate și întreg. Următoarele pe listă au fost ouăle pentru care s-a stat la cozi. Este musai ca pe masa de Paște să fie și ouă înroșite. Legumele și cozonacii completează bunătățile de pe masa de Paște care va părea oricum mai îmbelșugată după post. Cum în Vinerea Mare cei mai mulți angajați au liber, comercianții din piețe se așteaptă ca mâine să fie asaltați de un val și mai mare de cumpărători. În noaptea de înviere, brașovenii vor putea lua lumina adusă de la Sfântul Mormânt din Ierusalim. O delegație a Jandarmeriei Brașov va duce de la București lumina sfântă în oraș sâmbătă noapte. Atunci va fi împărțită parohiilor din județ, iar credincioșii o vor putea lua la începerea slujbei de înviere. În prima zi de Paște, duminică, la ora 12, credincioșii sunt așteptați la învierea mică în Piața Sfatului, unde un sobor de preoți va citi Evanghelia în mai multe limbi, conform unei tradiții începute în 2011. Vecernia aceasta este o vecernie specială, unică, se săvârșește numai în această zi. De ce? Pentru că ce are specific Evanghelia, ce se citește în mai multe limbi. De ce în mai multe limbi? Pentru că se referă la înviere și, de fapt, este vorba de răspândirea învierii, mesajul învierii lui Hristos la toate popoarele. Sărbătoarea învierii este o sărbătoare a bucuriei, dar și un îndemn să fim mai buni, mai uniți și mai iertători. Este foarte important să plecăm de aici, de la iertare, pentru că iertarea este cea care ne apropie cel mai mult de Dumnezeu și pe lângă iertare să adăugăm și smerenia.
De ce? Spune frumos Sfântul Siluan Atonitul că cel smerit se îmbracă în haina lui Hristos. Mii de brașoveni sunt așteptați să ia parte la slujba de înviere celebrată la bisericile ortodoxe din oraș, unde zeci de polițiști, jandarmi și pompieri vor asigura ordinea și liniștea publică. Poți construi un bloc doar dacă ai și proiect de drum. Municipalitatea vrea să condiționeze noile dezvoltări imobiliare de rezolvarea drumului de acces. An la rând, în zonele rezidențiale ale Brașovului s-a tot construit, iar cei care au cumpărat locuințe în noile blocuri sunt nevoiți să circule pe ulițe, în cel mai bun caz. Asta pentru că majoritatea drumurilor de acces sunt proprietate privată, iar municipalitatea nu poate interveni pentru a le moderniza. Dezvoltatorii vor ține cont și de asigurarea rețelelor edilitare pentru ansamblurile rezidențiale. Există zone unde un dezvoltator a construit, a vândut locuințele, dar accesul de la drumul principal până la cele locuințe ale celor care au cumpărat este unul foarte dificil, având în vedere că acolo o parte, cel puțin o parte din stradă este domeniul privat, municipalitatea nu poate face lucrări. Municipalitatea speră ca proiectul de hotărâre de Consiliul Local să fie finalizat până la jumătatea lunii aprilie, după care să fie pus în dezbatere publică, iar în luna mai să intre în aprobare. Sute de oameni s-au așezat la rând în centrul civic pentru o porție de mâncare caldă. Pentru a doua zi a evenimentului Și ei sunt ai noștri, Asociația Comunitară Transilvania Express a pus la dispoziția nevoiașilor brașoveni 600 de porții și pachete cu alimente pentru masa de Paște. Ulei, făină, mălai, zahăr, diverse conserve, pâine, lactate, câte 10 ouă roșii, dulciuri și sucuri. Cu astfel de pachete au plecat acasă cei care au așteptat ore bune pentru a primi o caserolă cu ciorbă și una de felul 2 la acțiunea desfășurată în centrul civic lângă Bisericuța de Lemn. Sunt oameni năpăstuiți care abia se descurcă de pe o zi pe alta, ca să fie sigur că prin mâncare unii au venit de la ora 7 dimineața. Este și cazul acestui cuplu care va pune pe masa de Paști doar ce a primit în aceste pachete. Doamna suferă de cancer, iar soțul este diabetic și nevăzător. Se descurcă greu cu banii, mai ales că au împrumutat pentru a-și căuta sănătatea, iar acum nu mai pot să-i dea înapoi. Au poprire pe pensie și în curând vor trebui să-și părăsească și locuința care a fost revendicată. Păi cum sunt 270 de handicap care am eu ajutorul social? Pot să trăiesc în lumea asta? Da. Și el ia 16 milioane după 47 de ani de turătorie. E orb, e cu diabetul, e cu... N-am bani să-l operez. La astfel de acțiuni nu se înghesuie doar oameni obișnuiți să primească sau să cerșească. Mulți brașoveni nu au ce pune pe masă, deși au muncit o viață întreagă. Am venit și eu să iau pochet, dar n-am cu ce trăi. N-am niciun venit, am un băiat de handicap care are ea de pensie gradul 2. Mă bucur să a dat ajutorul ăsta la Paști, să ținem și noi Paștele cu puținul nostru, ce am primit. Cu câți bani vă descurcați împreună cu băiatul? 2.700.000 de bani vechi. Și ce reușiți să puneți pe masă? Aia cu medicamente să luăm, plătim apă, curentul și ce mai ajute vecinile. Cu aia trăim. Trebuie să vă descurcați greu cu banii? Descurcăm cumva, vă rog, descurcăm cumva greu. Aveați ce pune pe masă de Paște anul ăsta? Da, pe punem asta ce am primit. Altceva n-aveți? N-avem. Avem supă de pui și felul 2 avem varză cu carne. Bineînțeles că la final, după ce se servesc, primești și un desert și un pachet consistent pentru masa de Paști, care conține alimente de bază, astfel încât să poată să petreacă sărbătorile cu destulare. Ca de fiecare dată, Brigada Dăinător de Munte Sarmi Sărgiuta a răspuns pozitiv la solicitările Asociației Comunitare Transilvania Express. Am fost astăzi prezenți pentru că dăruim și bucuria aceasta este foarte mare pentru militarii Brigăzii Doi Vânători de Munte și pentru a oferi semenilor noștri nevoiași din comunitatea brașoveană sărbători pascale mai fericite. Acțiunea a ajuns la a patra ediție și este organizată în parteneriat cu Primăria Brașov, Brigada Doi Vânători de Munte, Sarmi Săgetuza, Asociația Creștină Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, Ocrotitorul Săracilor, Jandarmeria Brașov și Societatea Națională de Cruce Roșie România, filiala Brașov. Bani pentru ca elevii să învețe într-un mod distractiv și aplicat tehnologie și științe exacte precum fizică, biologie sau chimie. Fundația Comunitară Brașov lansează a doua ediție a programului Fondul Științescu, prin care pune la bătaie 140.000 de lei pentru programe educaționale inovative în științele exacte. Prin acest program se dorește încurajarea pasiunii pentru știință și tehnologie a copiilor și tinerilor între 8 și 18 ani. Oricine poate propune proiecte, fie că este profesor, ONG, părinte sau pasionat de științe.
Încurajăm toți oamenii pasionați de științe exacte să propună proiecte care implică pe tineri în mod practic în învățarea acestor științe. Tot ce înseamnă matematică, informatică, chimie și alte științe mai moderne, să le numim, să poată fi integrate în experiențe în care acești tineri să fie implicați în mod practic. În această a doua ediție, inițiatorii fondului vor finanța 10-15 proiecte cu sume cuprinse între 7.000 și 14.000 de lei. La prima ediție a fondului științesc au fost sprijinite 10 proiecte care au implicat aproape 1.500 de copii. Au fost înființate laboratoare interdisciplinare de matematică, programe de robotică, ateliere și târguri de științe. La Colegiul Național de Informatică Grigore Moisile, elevii au asamblat 3 mașini electrice pe baza unor kituri speciale. La școala gimnazială numărul 3, elevi și profesori au pus pe picioare o seră în care copiii au învățat despre fenomenele meteo. Deschidere DSVSA în Piața Astra. Inspectorii Direcției Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor au verificat prin teste preliminare cantitatea de nitrați din legume și fructe. Primul produs verificat de pe tarabe a fost salata. Știți când ați recoltat-o? Dacă sunteți producători, trebuie să spuneți pe o etichetă data recoltării. Așa ar fi corect. Inspectorii au luat câteva foi de salată și au determinat prin teste rapide nivelul nitraților. Unde au avut suspiciuni, produsul a fost scos de la vânzare, iar inspectorii au luat probe pentru a fi făcute determinări exacte în laboratorul DSV. Noi avem o suspiciune și o să o dirijăm către un laborator. Ne dați documentele obligatorii. Comercianții sunt nemulțumiți de controle și spun că toți producătorii folosesc azot. Că dacă e pus azot sau nu la spanac. Azot? Da. Se pune la toate, mamă. Și toți din toată lumea asta la toate se pune, să știți. Inspectorii afirmă, în schimb, că nitrații afectează sănătatea. Toate aceste depășiri de la nivelurile maxime admise influențează starea de sănătate a consumatorului final. Este clar că avem o neconformitate, să-i spun așa, identificată în starea de sănătate, de tulburări digestive și alte complicații ulterioare. Inspectorii DSVSA spun că vor continua controlele în piețele brașovene în această perioadă. Fostul mare fotbalist Marcel Răducanu este în cantonament cu micii fotbaliști ai Coronei. Acțiunea este un prim pas într-o viitoare colaborare între clubul brașovean și școala de fotbal pe care Răducanu o conduce în orașul german Dortmund. Marcel Răducanu a declarat că se simte foarte bine la Brașov și a găsit condiții bune de antrenament, dar și copii dornici de a învăța. Răducanu își împărtășește experiența pe care a dobândit-o în cei 24 de ani de când conduce o școală de fotbal din Germania, unde este stabilit. Lecțiile îi vizează în primul rând pe copiii născuți între 2004 și 2008, dar și pe antrenori. La copii trebuie să vii tot timpul la fiecare antrenament cu ceva nou, să fii curios, auru, ce faci acum? Dacă faci același lucru în fiecare zi, să plictisesc la un moment dat, nu? Deci trebuie să faci ceva nou, care să-i ajute să progreseze. Da? Și așa le arăt, uite, faci asta și asta și asta, poți să faci, încercați, chiar dacă nu s-a reușească la început, dar cu timpul copiii învață repede. Dar și uite dacă nu mai faci, asta e problema. Răducanu se declară dezamăgit de modul în care a ajuns să se practice fotbalul în România. În Germania sunt 538 de academii de fotbal și numai la el în cartier, în orașul Dortmund, sunt 17 echipe. Este păcat că orașele mari din România nu mai au echipe de primă ligă, spune cu părere de rău Răducanu. Într-adevăr e dureros să n-ai o echipă în prima ligă, în Brașov, care Brașovul, când veneam aici cu Steaua, ce meciuri erau puternice, nu? Și nu numai, și Brașovul, și Bacăul, și eu știu, Baia Mare, deci cu tradiții, cluburi cu tradiții, și nu mai sunt în prima ligă. Și vine Voluntarul sau Berceniu sau eu știu cum, toate alea de, nu? Deci ceva nu e în ordine. Răducanu a fost desemnat fotbalistul anului în 1980 în România și a jucat în 21 de meciuri pentru echipa națională a României. În cariera sa a evoluat pentru Steaua București, Borussia Dortmund și FC Zürich.